Pentru conducerea în siguranță în condițiile schimbării condițiilor meteorologice, poliția română recomandă conducătorilor de autovehicule să conducă prudent, să adapteze continuu viteza de deplasare la condițiile de drum și trafic și să ia în calcul faptul că în astfel de situații spațiul de frânare crește substanțial. În contextul informării meteorologice, valabile până pe data de 7 aprilie 2015, referitoare la precipitații importante cantitativ, din sor la munte și intensificări ale vântului, Poliția Română recomandă conducătorilor auto ca înainte de a porni la drum să se intereseze cu privire la starea traseului pe care urmează să-l parcurgă și la situația meteorologică existentă. De asemenea, pe timpul deplasării, polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor meteorutiere, să păstreze distanța în mers pentru a putea prin condiții de siguranță și să nu se angajeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic. De asemenea, în situația conducerii autovehiculelor în condiții de ploaie, este necesară utilizarea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei pentru toate categoriile de drumuri, precum și a celor de ceață în cazul apariției acestui fenomen. Totodată, Poliția Română recomandă păstrarea unei distanțe mai mari față de autovehiculele care circulă în față, precum și evitarea acționării bruște a mecanismului de direcție și a sistemului de frânare al autovehiculului pentru evitarea agvaplanării. Cu cât în zonele montane înalte, temperaturile scad considerabil, se pot crea condiții pentru apariția precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, precum și a poleiului, situație în care reamintim obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope pentru sezonul rece. De asemenea, în cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mai mare de autovehicul decât în condițiile normale. Totodată, polițiștii le recomandă pietonilor să traverseze numai prin locurile marcate corespunzător, după o temenică asigurare, și să evite pe cât posibil deplasarea pe partea carosabilă.